Mi-amintesc totul. Poate pentru că acum, în această cameră de hotel, știu că am ajuns la jumătatea drumului. O jumătate de drum greu și întortocheat. O jumătate de viață plină de prăbușiri și de speranțe. Chiar dacă chipul mamei îmi umple amintirile de liniște, cum aș putea să uit vara aceea tulbure, când l-am cunoscut pe cel mai nefericit tovarăș al copilăriei mele, Codin. Pe vremea copilăriei mele, ne mutam cam de 3 ori pe an. Nu ne aranjam bine lucrurile într-o locuință nouă, când ne-și apucat dorul de ducă. Vagabondam din cartier în cartier, așa cum alții călătoresc din țară în țară. Și în urma căruții cu bagaje, imaginam de fiecare dată un îndrăzneț marș către necunoscut. Aducea cu multă grijă cele 2 lămpi ale noastre, iar eu ceasul deșteptător, lucruri pe care nu le puneam în căruță de teamă să nu se sparg. Împlinisem atunci 11 ani. Mai coborusem o treaptă către mizerie, dar eu nu înțelegeam. Vezi, Adrian, spunea mama, am făcut-o și pe asta. Mai jos nu se poate coborâ. Dar 2 lei economiei din chirie înseamnă 24 de lei pe an, un rând de haine pentru tine. Comorovka era cartierul unde urma să trăim, cartierul cel mai rău famat din Brăila. Unul din cele mai cumplite depozite de sărăcie și suferință din România anilor 1900. Fiecare mutat o costa pe mama 3 zile de lucru. Cu 2 zile înainte ne apucam de împachetat, iar în ajunul mutării de curățire noi locuințe, părăsit întotdeauna de fostul chiriaș într-un hal de nedescris. Mama o părea cu apă clocotită lemnăria, văruia pereții de 2 ori, după care lipea podelele cu pământ galben și balic, de teamă că sunt pline de ploșnițe. Proprietărea sa era o veche prietenă de-a mamei. După ce ne-a ajutat să cărăm lucrurile în casă, în timpul mesei, începu să ne pună la curent cu viața mahalalei. Oamenii de pe aici, spunea ea, sunt niște fiare, sepații, spintică, iar puștii șup și bruma de haine pe care o mai iau pe ei. Deodată i-aș coborâ glasul. Asta m-a făcut să-mi ciulesc urechile.
spunea ceva de vecinii noștri. Mama Anastasia, Cotin, ucigașul. Eu am înțeles că un om rău, Cotin, era spaima cartierului și o bătea pe bătrâna Anastasia, probabil maică-sa. Treacă vreme, bate vânt, două inimi de prieteni, una sunt. Pe mâine, Alexe. Pe mâine, frate Codine. Mâine seară ne vedem la Angelina. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. O aruncă în curte. Și asta în fiecare seară ne-am obișnuit. Biata femeie, dârzie pe piatră toată noaptea. Mi-e teamă că o să o găsim într-o dimineață țeapănă sau, Doamne ferește, știu eu cum. Dacă o iei în casă, e ca o piazărea. Se uită în pământ și tace. Lumea zice că ar fi având bani mulți. Și niscai aur și pământ. Că de-aia o bate fiusul. Ca să-i lase lui. O să vină Codin într-o noapte beat, o să-și aducă aminte de tot și o să o omoare cu mâna lui. E o bătrână curioasă, Anastasia asta. Toată ziulica bate maidanele. Adună zdrențe, cu eruginite, cu tigoale, adună tot și fură. O să se astâmpere numai în groapă, unde o să o bage fiusul și o să o astupe bine. O să te creadă tare înstărit. Nu-i nimic. Te pup! Sărut mâna! Cu copiii din Comolovka, nu te băga! Lulu! Tine. Îl vezi, Antoane, îl vezi? Englezul ăsta mucos vrea să sperie Comorovka. Și de ce? Pentru că are haine noi și tu n-ai. Dacă ai fi cineva, ți-ai luat și tu o bluză de-asta, să par domn, nu-i așa? Poate vrei să mai vină, Antoane! Angelino, mai trage o țancă la mine, plătesc când avea! Cinci pe bani, paharul. Puștule!
Vrei tu să-mi faci un serviciu? Da, domnule. Tu te vezi casa aia de acolo, singura cu etaj? Da. Întreb de Irina. Îi dai asta? Și asta. Aștept să citească și să-ți răspundă, da sau nu. Asta e tot. Hai, du-te repede. Comision pentru dumneavoastră. Îți sărut mâna. Trebuie să răspundeți da sau nu. Asta e tot. Să văd. Am să văd. Nu cred să pot. A, mai e și asta. Unde l-o fi găsit? Minunat! Gheată lustruită. Stăm puțin de vorbă? Cum te cheamă? Băi, ăsta ne-a înjurat. Ne-a văzut singur și ne-a înjurat. Eu v-am înjurat? Când ai niște haine ca astea, ce mai? Trebuie să vorbești. Mai ai toale acasă? Mai am. Atunci ce tași, mă, și ne încurci? Bate labă! Ăsta e omul meu. Și unul ca asta nu mai găsesc în Comorovca. Al dracu! Hei, puștule! Spune lui Codin că l-aștept. Thank you.
da sau nu? Ai amuțit? Ce a spus, da ori nu? A spus că nu, a spus că vă așteaptă. Băi, puștule, ești chiar așa de grăbit? Da. Nu, mulțumesc, domnule. Nu vrei? Nu trebuie să primești nimic pentru un serviciu. Cine te-a învățat asta? Mama. Nu e rău. Pentru ca să ajungi în rai, e chiar foarte bine. Cum te cheamă? Mă cheamă Adrian Zografi. Și de ieri locuim lângă dumneavoastră. Va să zic că suntem vecini. E ceva. Eu sunt Codin. Ai și aflat cine sunt. Știi că am stat la ocnă? Da, domnule. Știi și pentru ce? Ați ucis un om. Dar pentru ce l-am ucis, știi? Nu, domnule. Atunci de ce ți-e frică? Ți-am făcut vreo rău ție sau maică-tii? V-am făcut vreo rău? Domnule Codin, domnule Codin! Prostule, mi-ai stricat tot cheful. Vă rog să-mi iertați, domnule Codin. Eu n-am vrut să-mi fie frică și nu mi-ați făcut niciun rău. Parcă tu știi ce e să faci rău. Ce e taică tu? N-am tată. Mort? Nu știu. Maică ta muncește? E spălătoreasă. Dar tu ce ai de gând să învârtești mai târziu? Nu știu. Ești căzut din lună, nu știi nimic, nu-ți place nimic? Îmi place să citesc. Cărți? Sigur. Trebuie să ai capul plin de gânduri. A mai fost unul în Comorov, că a citit o mulțime de cărți. Le-a dat toate pentru o vadră de țuică. A băut-o toată și a murit. De ce a dat cărțile? Nu știu. Poate că l-au mințit. Salutare, Adriane! Oricum îți mulțumesc! Mă bucură că suntem vecini! Dacă vrei, poți să-mi dai un pumn. Dar tu ești cineva, mă. Știi cum l-au omorât pe ăla? Ia să și gâtul ca arățoi. Pe urmă l-au condamnat la ognă. 10 ani. De-abia a ieșit în toamnă. Ce ți-a spus, Codin? Parcă voi l-ați văzut cum lucrează în port. Duce câte doi saci deodată. Ai omorât unul? Gata, ți-ajunge. Așa i-au spus ăia jandarmii când a ieșit de la ognă. Auzi tu, să nu mai mări și te bagi în lucruri urâte. Dacă te mai prindem o dată, gata. Te punem în gardă și nu mai vezi soarele cât îi trăi. El a râs. Schimbați voi lumea și mă fac eu miel. A, uite-o și pomara. Bună ziua, Catrina. Bună ziua, Joiță. Ai fost fă pe la aia? Am fost pe la Madame Viorel, nevasta lui șeful de la abator. I-am spus că ești foarte curată. Ce mai spălătoreasă de mâna întâi. S-a trimis asta de probă. Un cerceaf și niște mărunțișuri. Să te duci mâine pe la ea să te vadă. Zicea că are o grămadă de boarfe de spălat. Că ea mai bine umblă pielea goală decât să pui mâna. Îți mulțumesc. Lasă, sor. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții, că altfel... Ăsta e Ali? Da. Să nu te de ochi, îngerașule. Ce să te faci tu aici? Îngeraș. Un îngeraș nu vine cu hainele rupte de pe Maidan. Nu e vina lui. Nu e vina lui. Parcă n-ai ști ce bandă de derbedei pe aici. Cu al de Dumitru te-ai bătut, așa-i? Trebuie să înveți să te aperi, dragul mamei. Stai cu pumnii. Nu vreau să se bată. Nu-i făcut să se bată. Așa? Atunci împacă-te cu gândul că ai să-l vezi în zdrențe. Ha ha ha!
Hei, Cotoile! Vezi că o să cânte Alexei! Hei, țigani! Cine rios? Fă-te pa, cine rios! Cântă-mi! Gata, Ștefane! Liniște acolo! Cântă Alexei! Liniște! O să cânte Alexe. Cântă numai pentru Codin. Sunt ca frații. Dunăre, Dunăre, cântecamar, te cheamă spre larg mare albastră. Dunăre, Dunăre, fără habar, n-auzi cum doinește jalea noastră. Pământul e întins, ce mic mi se pare, în strântă închisoare, dorurile ni s-au stins. Lunăre, Dunăre, luneci domol, te cheamă spre larg mare albastră. Dunăre, Dunăre, sacul migol, ce goală-i sărmana viața noastră. Pământul-i bogat, sărac-mi se pare, dar la lacrimea mare, veac ne-nveacă madună. Dunăre, Dunăre, tu ne-nvitai, te cheamă spre larg mare albastru. Dunăre, Dunăre, vântul ne bat, amarnică-i beată soarta noastră. E soare pe cer, dar cine să-l vadă, în straie de zăpadă, pentru noi e veșnic ger. Dunăre, Dunăre, cântecamar, te cheamă spre larg mare albastră. Dunăre, Dunăre, fără habar, n-auzi cum doinește jalea noastră. Domnule Codin! Domnule Codin! Ce bani ai, somn? V-am așteptat. De mult am închis la Angelina. Am plimbat pe lună, prin bălți. Cu Irina? Bă, dar tu ai nas de copoi. Vreau să vă mulțumesc. Pentru ce? Pentru ce ați făcut pentru mine la cârciumă. Acum trec drept prietenul dumneavoastră. Dacă nu primesc mulțumirea asta. De ce? Nu trebuie să primești nimic când faci un serviciu. E, dacă am fi prieteni, prieteni cu adevărat, s-ar schimba situația. Trebuie să o întreb pe mama. Nu, asta nu. Mai bine nu. Credeam că ai caput-o. Să o lăsăm balt. Noapte bună. Domnule Codin, eu vreau să fim prieteni. Ascultă-mă, poate că maică-ta te învață lucruri bune, nimic de zis. Dacă îi tragi cu domnule în sus și domnule în jos, mă apuc amețeala. Așa vorbesc polițiștii cu procurorii, nu oamenii. N-am știut. Între prietenii ca la pușcărie, spui pe nume, Codin sau tu, s-a făcut? S-a făcut. Domnule Codin, iar?
Știi ce, Codina? M-am gândit toată ziua la ce mi-ai spus. Că nu știu ce am să fac rău. Te-ai gândit tu la asta? Ce ai să faci rău? Când stai 10 ani la zi, după ai vreme să te gândești la fel de fel de prostii. Uite, rău e nedreptatea. Să bagi o pasăre în curevie e o nedreptate. Și mai sunt și altele, o grămadă. Înțelegi? Înțeleg. Și grămada asta de nedreptăți, știi ce e? Viața, lumea, fața adevărată a lumii. Când te uiți bine la ea, ți se face silă. Să vii cu mine pe la 4 dimineața. Să ți-o arăt. Să vezi ce e, în ce hale și pe urmă stăm de vorbă cât vrei. Vreau azi. Bine, mă. Și mama? Ei, mama. Nu, nu-i spun. Să nu o trezesc. Ești pe fereastră. Și cu drugii? Cu ei vorbesc eu. Vezi, Adriane, sacul e singura muncă de salahor mai bine plătită. Fără sac nu e de lucru. Și ca să-l capezi trebuie să faci joc cu prietenie, cu șeful de echipă. Să-l lingușezi, să-l îmbeți. Și ca să-l îmbeți trebuie să ai cu ce. Sunt printre ei unii care n-au să capete sacul niciodată. Pot să aștepte în toate nopțile vieții lor. Sunt prea slabi, n-au mușchi, n-au pum. Singurul lucru care de făcut e ăsta. Și tu? Mulțumesc, Codine! Și tu? Să trăiești, Codine! Și tu? Să trăiești, Codine! Tu? Să trăiești, Codine! Tu? Mulțumesc, Codine! Tu? Mulțumesc, Codine! Tu? Mulțumesc, Codine! Tu? Poftim. Să fii cu minte. Vreau să faci impresie bună în prima zi de școală. La revedere, mamă. Ce cu tine, Adrian? Pare obosit. N-ai dormit bine? Ba da, mamă. Spune. Nu cumva mă minți? Nu, mamă. Știu eu, poate că n-am dormit bine. Am mare încredere în tine. Nu vreau niciodată să mă superi. Hai, du-te.
Mulțumesc, Codin. Să trăiești. Mulțumesc. Ei, nu mai lucrezi? Mi-am trecut sacul. Nu-mi place să lucrez decât pe răcoare. Ia stai puțin. Ce, ai terminat așa repede? Ce, șchior, nu vezi? Patronul a zis că dacă... Bă, tu dacă ți-ai pus creion după ureche, crezi că ești mai deștept? Plinge, plide. Hai, hai, mișcă. Și dacă nu mișcă? Știi tu. Hai, 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 hai. Codine, ești mulțumit? De ce să fiu mulțumit? Că ai făcut un bine, ai dat sac. Asta e bine, fai de mama lui. Da, dar numai un om bun putea să... Nu știi spune, ești mulțumit! Dacă ai făcut un bine, înseamnă că ești bun. Ești un prost. N-ai înțeles nimic. Degeaba te-am adus aici. Te-au orbit cărțile și școala. Dacă mâine nu i-aș mai avea, m-ar scuipa în ochi. Acum, Sergio, lasă-mă în pace. Sergio, n-auzi? Și pe aici? Ce holera fă? Tu n-auzi ce spune lumea? Ce vă băgați în cap? Hai plecați de aici. Dă cu puțin var și gata. N-aveți nicio grijă. Vouă, ăstora din Comorovca, nici holera nu vă vine de hat. Aveți piele tare. Hai, hai, hai. Ia plecați de aici. Hai, așa, 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 așa. Și dumneata, hai. Plecați. Pe la școală nu mai dai, mă? Am avut niște treabă cu Codin. Mă recunoști? Nu-i așa? E rândul meu să-ți fac un serviciu. Codin te roagă să-l ierți. Trebuie să răspunzi da sau nu. Dacă e da, îl găsești la Angelina. Mm. Faci cum vrei. Pe mine puțin mă interesează. Codin te așteaptă la Angelina. Evi? Unde? La Angelina. Nu. Codin te așteaptă și tu faci pe nebunul? Da, fac. O să dai de dracu. Treaba ta. Haideți, bă. Gata! Gata! Băi, n-aveți decât să vă căsăpiți, că vreți de la afară! Aici e loc sfânt! Să le respectați! Aici se bea și se cântă! Alexi trebuie să-mi o plătească! Ce-și bate joc de mutra mea? Iau cineva! Trebuie să-mi o plătească! Cât face mutra ta? Alexi și cu mine e tot una. Plătesc eu pentru el. Ce s-a întâmplat? Anton s-a legat de Alexi, s-a amestecat și cu Odin. Haide, haide, Antoane, las-o bat! Te pui cu ăștia? Haide! Ai băut prea mult, Antoane. Mulțumesc, Codine. Hai, Alex. Să-ți cânt ceva, frățioare. Zi. Codin, Codin, aș bea vin de drăgășan, d'Angelina-mi cere bani. Codin, Codin, ceva tabac dacă i-ai da, frățiorul ar fuma. Hei, Adriane, nu vii? Hai repede. Hai! Ai venit? Nu. Trebuie să mă ierți. Nu. Codin! Codin! Codin, ajutor! Codin! Codin! N-ai nimic? Na, na, na. Atunci plecăm. Mai dă, doamne! Mai dă! Bă,
Da. Spinte-l! Spinte-l! Nu! Nu! Nu trebuie să mai meargă la închisoare! Nu! Nu vreau! Nu! Nu! Ai văzut tot? Da. Sunt eu de vină. Trebuia să te las să-l omori? Plecăm de aici, Adrian. Trebuie să plecăm de aici. Și cu un asemenea om poți tu să fii prieten. Te-ai bătut? Nu, mamă. L-am scăpat pe Codin. Trebuie să înțelegi, mamă. Am sărit în picioarele lui Codin și atunci Anton a luat-o la fugă. Codin nu l-a mai omorât. Toți urlau: omoară-l, Codine! Spinte-l! Și Codin îl omora, că Anton îl lovise cu un fier drept în cap. Parcă lor le păsa că pe Codin o să-l ia jandarmii și o să-mi funde ochna. Dar eu l-am scăpat. Schimbă-te. Trebuia să fac asta, mamă. Te chinui degeaba, mama Anastasia, degeaba. Mai bine vinde ceva din pământul ăla. Te-ar lăsa în pace și ai dormi în patul dumitale. Vinde. Vinde. Ușor de zis. Îți spun eu că fiitul făcea bine să-l lase pe ocna să-l omoare pe omul ăla. Așa, ocnașul s-ar fi întors la ocnă și pentru totdeauna. Eu aș fi trăit în pace. Ce inimă bună ai! De unde ai luat-o? Din pieptul lui câine? Aici ești, în casa mea. N-ai să o atingi, auzi? Nici o grijă. Numai că nu-i bine să ții în casă așa ceva. T-a purtat în pântece cu tine. Nu mi-am mintit de asta și așa mi-e destul de silă. Și cu pământul ce faci? Nu-i rămâne tot lui? Nimic. Nimic. Dau tot bisericii. Tot. Ne.
Te doare? Merge. Codine, eu sunt prietenul tău. Ești un prieten nemaipomenit. De ce o bați pe maică ta? E grozav să ai 11 ani, nu-i așa? Și când ai o mamă cum e maică ta, e și mai grozav. Norocul tău. Eu de mic am fost pus la trudă. Și asta nu pentru că ai mei erau săraci. Nu, erau bolnavi după avere și asta e o boală rea. Și-ar fi vândut sufletul dracului, dacă ar fi putut. Fiindcă tot m-au avut pe mine, m-au vândut pe mine. Cum adică te-au vândut? Cum se vinde orice marfă, pe bani. Nici nu împlinisem încă 8 ani când m-au dat la stăpân. Tot ce câștigam, îmi luau și mă băteau, ziceau că sunt urât ca dracu și n-am ce face cu banii. Asta mă durea mai tare ca bătaia. Și așa timp de 15 ani mă făcusem mare și aveam niște pumni. Atunci am început să le cer înapoi banii și tot ce îmi furaseră timp de 7 ani. Simțeam răzbunarea în gură ca mierea. Într-o bună zi, taică mi-a dat tortul popii. Pe urmă am omorât un om. 10 ani am tăiat la sare. Mama nu mi-a trimis nimic cât am stat acolo. Nici o vorbă, nici o bucată de pâine. Ar fi vrut să nu mă mai întorc. Să-mi putrezească oasele în ochnă. Dar m-am întors. Acum e cel ce mi-a furat, nimic mai mult. De-aia o dau afară. Numai că răzbunarea are gust de fiere și mesilă. Ce faci acolo? Niște cartușe pentru rații sălbatice. Vino-ncoa. Mâine plec pe Dunăre, în Bălți. Sunt niște nuferi peste tot locul. Și niște rațe sălbatice, uite așa de mari. Și o tăcere, o tăcere de ți se topește inima. Ce zici, Codina? Dacă aș veni și eu. Dar maică ta? Nu o să știe nimic. Dar școala? E, școala? Codina, să închizi o pasăre în colivie o nedreptate. Tu ai spus asta. Dar să o omori? Păi ăsta e vânat și vânatul e făcut să fie omorât. Nimic nu e făcut să fie omorât. Cine te-a învățat asta? Mama. Ei, fiar să fii. Dacă te-aș fi cunoscut mai devreme, păcat. De ce e păcat? Să fi fost tu ceva mai mare, cu vreo 10 ani măcar. Ne-am fi prins frați până la moarte. Bine, dar știam că tu ai un frate până la moarte. Alexe? Da. Alexe? Da, Alexe este un frate până la moarte. Vorbește frumos, cântă frumos. Numai că vezi tu... Uite, un frate până la moarte este un prieten. Nu știu cum să spun. Un frate până la moarte este ceva... ceva mare și cinstit. Ceva care îți încălzește sufletul. Ei, cine știe dacă toate astea nu sunt prea multe pentru un singur om. Poate că așa ceva nici nu există pe lume. Cum să spun? Uite, acum 11 ani am omorât un om. Se chema Tănase. Era un băiat frumos și inimos Tănase asta. Ne-am prins frați până la moarte, numai că peste vreo 3-4 luni a început să mă urască pentru că eram mai tare ca dânsul. Atunci... mi-am ascuns forța ca pisica ghearle. Și iată că într-o zi îmi zice, băt de maimuță. Și eu, n-ai să crezi, m-am pus pe bocit ca o babă. Atunci, i-a intrat lui în cap să mă omoare pentru o fată. Fată la care eu țineam ca la soare. Mi-a trădat prietenia. Atunci l-am tăiat eu pe Tănase. Că nu m-am lăsat trădat, judecătorii m-au trimis la ochnă. 10 ani! Thank you.
o să mai râdă cei din Comorovca când or să mă vadă cu traista goală. Mi s-a dus dracului toată faima mea de vânător. Ce o să le spun acum? Ce o să le spun? Ce pot să le spun, ai? Codine, vreau să-ți fiu frate până la moarte. Frate până la moarte? Știi tu ce înseamnă asta? Nu știi. Uite, se fac cu cuțitul două crestături pe brațul stâng. Și fiecare bea sângele care vine din inima fratelui său. Dar asta nu-i totul. Dacă bei sângele meu și mă trădesc, te pedepsesc cu moartea. Codine, vreau să-ți beau sângele. Și dacă te-ai trăda, să mă pedepsești cu moartea. Cum nu te-ai gândit la asta, bot de maimuță? Dar cum ăsta e rostul tău pe lume? Face să fii om. Om, dacă într-adevăr ești iubit de un copil. Frățioare, să afle inima ta ce este prietenia unui ocnaș, iar a mea va duce cu ea în mormânt iubirea unui copil. Crede că are voie orice, fiindcă negustor și fiindcă are toate noi, face pe craiul al dracului. Ia nevestele și fetele altora, mai treacă, meargă, dacă e vorba de Irina. De două ore ține circul. De aia îți spun, a tocmit și un țigan. Bine, în regulă. Fiindcă mi-ai făcut și tot să... Nu fi lingău, că stau una peste bot. Mă jur pe stele ca toți sau. Ești ca și ele, la fel de crudă. Ah, iubito, ești la geam, să te văd doar o minută. Ochilor să-mi fii balsam, căci iubirea mea e mută. Codine! Mi s-a cam urcat sângele în cap, frățioare. Atunci râs puțin, Codine. Auzi, râs puțin. M-a luat domn Cotești și mi-a spus cântă musiu. Tacă-ți gura. Stai acolo.
Și așa, Cotoile, ești mai foc și pară, ars ca un obleț pe jerate, că nu-ți ajung toate târfele din Brăila. Asta numai vara când dau căldurile, mă aprind chibrit, nu alta. La mine dragoste e o boală, iar nu mă apucă, am martori. A, va să zic asta, e boală. Și te-ai căutat undeva? Nu, nimic, lasă că te lecuiesc eu. Cântă, bă, cântă tot aia. Fără muzică nu trece. Acum scoate-ți haina. Bine, barem că nu te apucă și în miezul iernii. Ar fi greu, nu-i așa? Frig, vânt. Vesta. Vesta. Ce te face fără mine? Știi, dacă se poate, cam așa. Nu înțelegi? Cam așa. Bine că am venit la timp, Cotoiule. Dacă te lovea Dan Blaua, ce mă făceam? Ce zici, o să-l lase în pielea goală? Hai. Te rog, ghetele. Codin, nu se poate. Da, stai. Ce stângu? Și. Suntem aproape gata dacă scoți și pantalonii. Codin, nu se poate. N-auzi pantalonii? Codine, nu se... E, dar cum vrei să te vindec? Judecă și tu! Nu vine, dar el... Nu... Pantaloni! Codine, te rog, nu, Codine! Știi ce să ia pantaloni, ai? Ești cu mersa, ce dracu? Bine, dar e lume, Codine! Ce cum vrei să scoate tot restul? Nu, Codine, nu! Dar cum credeai? Să te vadă cu pușca asta, o să te vindece. Hai, scoate-l! Lasă-mă, Codine, lasă-l de nou!
minte, țuica! Țuica e mama noastră! Restul e o prostie! Șarlatanii! Oi care nu beau, crapă și gata! Puteți să mâncați camfor pe pâine! Totul în drache! Că o să vină ea, holera, să te întrebe! Tu de care ești, din alt cu camfor? Trece aici și mori! Tu ești cu țuica? Bine! Dă-i înainte și mai vedem noi! Angelino, butoiul ăla de stânga e al meu. Îl beau tot. Până la fund. Și pe urmă, mă culc în el. S-a ridicat carantina! S-a ridicat carantina! Se poate pleca din oraș? O cătă și s-au gătit de sus și Tulio! S-a ridicat carantina! Am scăpat de moarte! Să fugim de stârvuri! Codin, nu mai suport! Ia-mă de aici! Mi-e frică! Să fugim, să fugim! Nu mai pot! Angelino, tu nu pleci? Unde? Te pui cu nebunul? Hai, lăsați pupatul, gata, hai! Ești o fiară! Sunt o fiară care nu vrea să te lase să dai ortul popii. Hai, Catrino, hai mai repede! Și maica ta? Mama, o să se sperie holera de ea. Hai, dă bice, hai! Catrina cu noi. Și pe Catrina, sora, nepoata și pe mai cine? Nimic n-ai în inimă. Nu știu, nu m-am căutat încă. Ce frică mi-a fost. Trupurile alea chircite, cu buzele vinete, cu dinții rânșiți și spuma aia care le ieșea din gură. Codin, oare ne-am îndepărtat destul? Mulima se întinde repede. E, rămâneți pe loc fără prea multă vorbă. Hai, jucați și voi, ce dracu. Hai. Aici.
Mamă, Joițo, trebuie să mă lași. Altminte, Adrian rămâne singur pe lume și nu face. Pot să mă lași. Oricum n-am nimic în inimă. Nu mă atinge. Lasă-mă. Lasă. Să fiarbă bine toate astea. No. No. Nu te apropia! Mi-a dus moartea! Pleacă! Pleacă! Bine, du-te în cort. Eu și cu Adrian o să dormim la Alexe. Tu nu te nebuși? Eu am să mă culc mai încolo. Ce noapte, frățioare, ca într-o poveste cu vrăj. Dacă l-ai chemat pe dracu, vine imediat. Dar eu sunt mulțumit. Mulțumit cum n-am fost niciodată până azi. Îmi dă târcoale un gând, dar nu l-am prins încă. Trebuie să mă mai gândesc mult în noaptea asta și în multe alte nopți. Thank you.
mergem dimineața asta. Merge bine. Numai că asta n-ajunge. Pentru furgonul negru nu-i destul. Îi înghite pe bieți oameni ca un balaur. Trebuie să scăpăm de el. O să facem o mică plimbare noi amândoi, eh? Du-te și o trezește pe Irina, frățioare. Și apoi caută-l pe Alexe, trebuie să fie pe aici, pe mal. Bine. Irina, da? Sunt aici. Alexe! Ce-i mă, mucosule? Te cheamă Codin. Bine, bine. Am venit. Hai, hai. Hai, 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 hai. Irina! Irina, ești acolo? Sigur. Pregătesc mâncarea. Bine. Adrian, hai cu noi. Ada, ia și rufele. Rufele maică de din ceaun. Alexe! Da? Dacă sanitare și arată râtul pe aici, le spui că suntem patru. Da, da. Doi bărbați, o femeie și un copil. O femeie, una singură. Bine. Eu m-am dus să mă plimb cu copilul, numai cu el. Bine. Adrian, grăbește-te! Vezi, Adriane, pe maică t-aș putea să duc așa până la capătul lumii. Nu e sigur. Ba, e sigur. Aici a dormit Alexe. O să stai bine aici. O să poți. Irina! Irina! Vino repede să-ți arăt ceva. Vin aici! Codin. Ce-i? Ți-aș spune ceva. A? Mi-ai dovedit că ești un bun, ai suflet bun. Mulți ar trebui să-ți ceară iertare, dar chiar dacă ei nu o fac, iartă. Râzi, Codine. Îmi place când râzi. Irina, unde ți-e camforul? L-ai fi pierdut? Noroc că mai sunt și eu pe aici. Da, unde l-ai găsit? Acolo unde l-ai pierdut. Ah. Alexe! Alexe! Ce? Aha, măcar o repede, plecăm! Vine! De, tot trebuia să mergem la ora să luăm ceva de mâncare. Codine, nu pleca! Te rog! O să țin minte că m-ai rugat! Codine! A venit! Cine? Sanitarii!
Holera aici. Eu? Codin te-a atins. A luat-o și el. O să moară. Și tu la fel. Toți! Grăpați toți! Și am să scap! Să scap! Să scap! Nu te apropia, dragul mamei. Du-te cu Codin, o să aibă nevoie de tine. Și acum numai tu poți să-l ajuți. Hai, du-te! Uite, el și cu mine, cei doi bărbați, ăsta-i copilul și asta-i femeia. Da, bine. Ce facem, plecăm undeva? În oraș avem niște treabă. În oraș glumești, ai uitat de holeră, ho! E, dacă ar fi numai holera. De ce? Și-a bățit, nu-ți e poftă să bei un pahar de țuică la Angelina? Ce face? Hai, sus! Bine. Hai, die! Nu! Stai! Nu, oprește! Oprește! Simt și acum cuprins de vâltoarea acelei curse nebunești. Orașul ne aștepta pustiu, mort. Un oraș în care pragurile porților sunt goale. În care niciun copil nu se joacă. În care nimeni nu plânge măcar. Orașul era ca un infern părăsit sub un soare de plumb. Bătrânul bețiv era tot acolo, trăind din țuica lui. Angelina, ceva mai tristă, mai palidă, ne privea cu aceeași nepăsare. Și eu îl priveam pe Codin. Aș fi vrut să știu la ce se gândește, aș fi vrut să-l întreb, dar mi s-a făcut deodată frică. Tăceau toți, fiecare cu gândurile lui, înspăimântați de ce avea să se întâmple. Angelina ne turnase vin. N-am putut să beau, deși mi-era sete. Mă uitam tot timpul la Codin, care își turna pahar după pahar. Alexei bău puțin, apoi încerca să destrame atmosfera aceea ciudată. Unde ți-e ajutorul? A întrebat el. Holera, i-a răspuns Angelina. De ajuns ca să înțelegi limpede locul în care se afla cineva. Te-ai speriat? Ți-a făcut un rău? Da, rău. Am lovit doar în tejghea? Nu, în inimă. Spune-mi, frățioare, ai un cuțit? Pentru ce? Dă-mi-l! Ce să faci cu tine? Nimic. Adu-te băut, Angelino. Țuică! Cântăm ceva, Alexe. Cântă pentru mine. Știi tu, cântecul ăla care vorbește despre prietenii.
Au fost cândva de mult doi bieți copii, prieteni s-au legat pe totdeauna și neamur când iese luna. Ghicin cum piere o zi, nu plânge, prietene drag, că timpul e atât de pribeag. Treacă, vreme bate vânt, două inimi de prieteni una sunt. Și-au fost apoi flăcăi copiii acei, pe mări pornire către depărtare și când dragoste hoinare. Rănvile sar în ei, nu plânge, prietene drag, iubirea-i un flutur pribeag. Treacă, vreme bate vânt, două inimi de prieten, una sunt. Bătrân, sunt azi bătrân și ca prin vis revăd crâmpe de odinivoară toată viața lor amară. Și când o ploapă s-a închis, nu plânge, prietene drag, prin lume și eu sunt priveag. Bată asprul morții vânt, două inimi de prieteni una sunt. Cânti așa de frumos, frate Alexe, cum nu cântă nimeni pe lume. De unde ai tu glasul ăsta? De unde, mă? Tu m-ai pus să cânt, Codine. Da. Dar de ce cânti tu atât de frumos când știi ce e în inima ta? De ce ai făcut asta, Alexe? De ce tocmai acum? Deodată am văzut pe Codine acoperind cu mâna gura lui Alexe. Apoi un geamăt lung, ca atunci când visezi urât. La început n-am înțeles nimic. Când am înțeles, totul se sfârșise. M-a cuprins deodată frica. O frică ascuțită, ca o arsură, și-mi venea să țip. Am mai văzut în câteva clipe cum Alexe s-a prăbușit cu fața în jos. Cum Angelina s-a întors cu spatele fără să spună nimic. Cum bătrânul obiectiv și-a golit paharul dintr-o dată. L-am văzut apoi pe Codin, care a sărit în căruța lui Alexe și a pornit în goana calului. Octombrie neca pământul cu ploaia lui rece. Scăpată de molimă, Comorovca își desmorțea picioarele în noroiul străzilor și curților. Citeam trist și înfrigurat la lumina lămpii, când pe la 7 seara un ciocănit în geam abia auzit m-a făcut să-mi întorc privirea.
Vin din Baltă. Acolo am trăit cu lupii și cu botul meu de maimuță. N-am fost niciodată așa de slut. E așa? Nu trebuie să te sperii. M-am gândit la voi, numai la voi. Închipuiți-vă, mi-am băgat în cap să mai trăiesc altfel. O să iau totul de la început. Chiar și cu maică-mea o să mă împac. O să-i spun și o să înțeleag. Dacă o să fiu ajutat, ies din încurcătură. E chestia aia cu Alexe. Să vedem ce au să spună judecătorii. Și ce m-am gândit? Mai întâi bănetul care mi-l datorează mama. Dar o să mai trebuiască ceva bani. O să-i spun bătrânii fără sobat și o să înțeleagă și o să-mi dea. Doar ea m-a adus pe lume. Zoița, Zoița, tu te-ai gândit la mine? Nu. Nu-mi spune nimic. Nu, nu-mi spune nimic. Mulțumesc. Mulțumesc pentru toate. Pentru tot ce o să fie. Dacă o să fie. Nu-ți fie frică. O să iau totul de la început. O să se aranjeze istoria cu Alexia. Da, da, istoria cu Alexia o să aranjeze. O să aduc de la București doi avocați cu clanță bună, dar de asta sunt făcuți avocații. Judecătorii au și ei micile lor ghișefturi, ce dracu. Dar de aia sunt judecători. Pentru asta sunt făcuți judecători și avocații. Ca să scoată basma curată, pe ei de plătesc. Mamă, îmi dai banii? Banii pe care mi-ai furat când eram mic și mi-ai dat la stăpân. Dacă nu o să-mi ajung, o să mai rup ceva din banii ținuți pentru popi. Nu mai vorbim noi mâine. Și o să înțelegi. De urmă, să vedem ce o să fie. Dar mai întâi îmi trebuie bani. Că le dai bani, știi avocații ce să facă. Se descurcă. Pe urmă... Pe urmă... Istovit, Codina a dormit dus. A căzut într-un somn adânc. Întorcându-se, mama Anastasia se îndreptă cu pași repede spre colțul încăperii. A dat un scaun la o parte. De pe sobă a luat oala neagră de tuci. După ce a eliberat plita, a întețit focul. Și ca și când s-ar fi gândit la ceva anume, a așezat oala cu băgare de seamă acolo, pe plita încinsă. Din spatele sobii a scos o sticlă, apoi încă una la fel, din care a început să toarne ceva în oala neagră de tuci. Când a simțit că mă uit la ea, și-a întors încet capul. Privirea ei răutăcioasă, parcă mi-a spus. Ce cauți tu aici? Ia, șterge-o.
Trecuse o oră. Ploaia încetase. Codin murise. Viața și lumea de atunci, care l-au sărit să fie altfel decât a dorit. Să trăiască altfel decât ar fi vrut. Nu l-au iertat. Mama Anastasia îi turnase lui Codin în gură, în timp ce dormea, 2 litri de ulei încins. Se chemuise lângă cadavrul fiului ei, de 5 parale în mână. Flacăra lumânării tremura în adierea vântului rece.